Aflat în vizită în orașul Cadiz, suveranul spaniol a cântat alături de mai mulți instrumentiști la cajon, adică o cutie care are rol de tobă și care se poate sta. Amuzat de ineditul concert, suveranul a intrat în ritm spre deliciul muzicanților și al publicului, dar și al soției sale, regina Letizia. Îmbrăcată într-o rochie neagră, suverana a urmărit recitalul soțului ei în timp ce stătea pe o cutie alăturată, dar fără să bată în aceasta. La final, regele și regina i-au felicitat pe muzicanți.